recuperat Bărbulescu, o centrare către Florin Răzdan, din Alnecare și este gol, 4-0. Și Vanetta se tragă direct la poartă. Și gol, Antohi se revanșează pentru acea ratare și face poker, nu? 5-0. Neagu centrează din nou pentru Zaharia, care... Ce execuție frumoasă! Ninja Alin Robu reușește centrarea. Ce foarfecă spectaculoasă și gol! Este gol pe care îl marchează Răzdan. Lansarea lui Enceanu și da, de data aceasta finalizează simplu Florin Răzdan în minutul 58. Enceanu, posibilitate de gol și marchează golul cu numărul 13. O minge către Zaharia și este gol. Gol marcat de Zaharia. 17-0. Uite-te și tu. Noi e nici în Liga 1 așa atmosferă ca la noi. Ne bucurăm că putem să jucăm cu o astfel de galerie și vrem să-i facem mândri la sfârșitul campionatului. Încercăm toate execuțiile pentru că vrem să facem și spectacol în același timp și să bucurăm acești suporteri frumoși. Cum te-ai simțit astăzi? Salut! În primul rând, da, am avut o perioadă mai dificilă. Am stat accidentat o lună și jumătate. Sunt bucuros că am debutat cu gol și, ce să zic, am fost impresionat de atmosfera asta frumoasă din Ghencea. Auzisem de la băieți ce atmosferă este și, dar azi m-am convins. Nu, cred că, nu știu dacă se compară vreo galerie din țară cu ea. Am jucat și la Petrol și acolo suporteri frumoși, dar nu se compară cu ce este în Ghencea.